intenția noastră și e la nivel de intenție pentru că încă căutăm soluțiile, este să venim chiar cu un proiect de lege eventual în cinstea centenarului 2018 și să dedicăm câteva proiecte, două mari proiecte de infrastructură centenarului 2018, cele două mari proiecte de infrastructură care leagă regiunile istorice ale României, Transilvania de Țara Românească și Transilvania de Moldova. Pentru Pitești-Sibiu avem finanțarea, cel puțin o parte, din fonduri europene. Pentru Târgu Mureș și Iași trebuie să găsim o soluție de finanțare